Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. M-am pus puțin să stau în fața geamului, să iau aer. Am avut niște zile horror și o să vă povestesc. Astăzi este sâmbătă. Stați așa să mă uit că nici nu știu ce dată, este 19 august. Și am zis, hai să încep totuși un vlog, poate va continua mâine. Am intrat în concediu. Dar săptămâna de dinainte de concediu a fost cumplită, pentru că am avut foarte multă treabă. Și ajungeam acasă pe la ora 12 noaptea, dormeam la 6, mă trezeam iar, mergeam la muncă și tot așa. Și a fost cumplit. Deci am avut... marți a fost ultima mea zi, a fost 15 august, exact de Sfânta Marie, și a fost ultima mea zi, normal trebuia să-mi iau concediu de pe 14 de luni, doar că șefa mea mi-a zis: măi, Monica, sunt foarte multe evenimente pe 15, hai te rog și pe 15 să acoperim evenimentele în două echipe și după aia pleci în concediu. Și așa a și fost, am zis ok, hai că vin. Și pe 15 efectiv am picat, luasem interviuri, am avut două evenimente. Mergeam, luam interviuri, vorbeam cu cine era de vorbit și de restul mergeam în mașină pe bancheta din spate și dormeam. Nu mai puteam efectiv. Și după aia am intrat în concediu. În prima zi de concediu am făcut frisoane, febră din cauza oboselei. Mi-a fost extrem de rău. A doua zi la fel, deci primele două zile nu m-am putut ridica din pat, le-am dormit efectiv. După aia ieri am fost la piscină, este aici la noi un strand, strandul din Ițcani, am fost acolo, a fost foarte fain. Am fost cu mama și mâine merg cu iubitul meu, pentru că el este liber, el lucrează și n-a putut veni când am fost eu prima dată. Și uite așa trec zilele de concediu și bine, m-am bucurat, m-am odihnit. Dar foarte repede trece timpul. Parcă mai ieri am intrat în concediu și deja astăzi este sâmbătă, deja au trecut 4 zile de concediu. Din 10. Da. Mă duc evraiște în casă, trebuie să strâng, trebuie să fac ordine, să-mi fac bagajul pe mâine pentru piscină, să văd dacă s-au uscat prosoapele că am pus aseară la spălat. Mi-am mutat părul la piscină și mă cam doare după cap. Cred că nu trebuia să fac asta, că eu sunt destul de sensibilă la cap. Dacă m-am mutat și m-a prins puțin vântul, imediat mă doare capul. Asta este, învățătură de minte. Foarte fain a fost, o să vă iau cu mine. Cred că mâine, dacă merg cu Ciprian la piscină, vă iau cu mine, iau și camera. Doar că i-am pățit ceva cu GoPro-ul, mi s-a stricat suportul lui, s-a rupt. Și am dat comandă de altul, doar că trebuie să fiu acasă. Inițial trebuia să-mi vină comanda... Nu știu că am dat rec. Ce m-am speriat? Am crezut că eu n-am dat rec. Dar nici nu știu dacă sunt focusată. Cred că sunt focusată. Așa. Am crezut că am vorbit degeaba, ca prostul. Mi-am dat comandă de alt suport pentru GoPro, doar că trebuia să vină vineri. Eu vineri am plecat la piscină și am anulat pe luni. Acum luni o să-mi vină, luni sunt acasă. Și să-mi vină comanda să pot filma cu GoPro, că deocamdată nu pot filma cu el, filmez cu camera mare și e destul de budugănoasă, ca să zic așa. Da, mă duc în bucătărie, vreau să-mi fac un smoothie, vreau să mănânc ceva, pentru că, ce credeți, am avut un program de somn cam ciudat. Aseară am ajuns de la piscină la ora 5 și la ora 6 m-am culcat. Am dormit, nici n-am mâncat. Am dormit de la 6 la 12 noaptea. M-am trezit, căutam noaptea frigiderul, că mi-era foame. Și după aia de la 12 la 5 n-am dormit. Pentru că eram sătulă de somn. Am stat pe telefon și de la 5 la 2, acum este ora 3 deja, dar eu m-am trezit la 2, am dormit. Și acum e ora 3. Mă duc să mănânc,
S-ar strâng puțin pe aici. Azi nu cred că ies din casă. Dar am dormit atât de bine. Dar, na, cred că am făcut un pic insolație, că mă cam doare capul. Dar haideți cu mine la bucătărie să mai vorbim acolo. Între timp am mâncat un sandwich, pentru că mi-era foame și am zis că smoothie-ul ăsta nu o să mă țină chiar cum ar trebui. Și acum vreau să-mi fac un smoothie și o să vă arăt cum îl fac, pentru că vreau să pun un ingredient despre care m-am auzit și eu la rândul meu și sper să fie bun. O să curăț un măr, o banană, o nectarină, o portocală, am niște mure aici, care sunt foarte bune. Și o să pun peanut butter și poate puțin, cum se cheamă, watermelon, arbuz și lapte. Și să văd dacă pun și un pic de biscuiți Petit Bar. Dar în principiu așa vreau să-mi iasă. Și am zis, hai cât timp îmi fac eu acest smoothie să mai vorbesc cu voi. Pentru că n-am mai filmat, nu v-am mai ținut la curent cu ce s-a întâmplat. O să vă zic o fază foarte nasoală. Dar eu o să o povestesc aici. Eu înainte să intru în concediu și anul trecut și anul ăsta, ziua în care, ultima zi în care lucrez, iese cu scandal. Deci nu știu de ce, cel rău îmi dă așa o încercare, ori nu vrea să, vrea să mă aducă în stadiu de oboseală maximă, ori pentru că eu cred că în spatele tuturor acțiunilor se află de fapt lupta dintre bine și rău. Și am avut scandalul destul de mare la muncă. Pentru că nu vreau să mă lasă să plec. Am spus eu că inițial trebuia să plec pe 14 și am rămas ca să ajut la treabă. Și când am vrut să plec pe 16, nu că nu pleci, că este foarte multă treabă. Și am zis, ba nu, plec, pentru că mi-am rezervat hotel, adică nu pot să stau, pur și simplu plec. Ok, șeful a zis, bine, faci cum crezi. Și eu a zis că nu stau. Și, dar colegul mi-a zis că, băi, Monica, dar tu chiar nu asculți ce ți se zice, adică ți s-a zis să nu pleci și tu pleci. Și atunci mi-a sărit țandăra. Și mi-a mai sărit țandăra pentru faptul că am fost în teren cu colegul, v-am spus eu că eram foarte obosită, eu am stat 2 săptămâni singură pe știri, pe emisiune, am făcut o grămadă de emisiuni, la sfârșit am ajuns foarte, foarte obosită. Și am avut acel episod când am dormit în mașină. Ce s-a întâmplat? Colegul a venit și m-a filmat cum dormeam în mașină. Și a adus acele cadre la birou și s-a amuzat pe ele. Am râs și eu, pentru că eu țin la glumă și îmi place să râd când e de râs. Am râs, am făcut haz de necaz, că dormeam în mașină, dar ce nu știu colegii e că eu eram extrem de obosită. E că eu nu dormisem decât 2-3 ore pe noapte și te ajunge oboseala. Ok, n-am spus, pentru că nu-i pasă nimănui că ești obosit. Cui-i pasă? Am râs și eu, dar am văzut că gluma se îngroașă. Și ei începeau tot mai des să facă aluzie la treaba asta. Colegul în special. Și atunci mi-am ieșit din fire și am țipat atât de tare. Toți nu s-au așteptat. Am făcut foarte urât și am spus așa, ce vroiai să fac? Că practic când mergi în teren, reporterul, treaba reporterului este să ia interviuri, să întrețină atmosfera cu cine te-a invitat, da? Să vorbești, să ai o discuție, să iei vox-uri la oameni și după aia eventual faci un live pe Facebook și după aia treaba reporterului se încheie. Nu pleci acasă pentru că nu ai mașina, pentru că colegul trebuie să rămână să filmeze. Dar în principiu
treaba ta se încheie ca reporter. Doar că colegii care sunt la cameră, ce vor? Ei vor ca să-i ajut să stai și tu la cameră, să stăm egal la cameră. Dar noi nu suntem plătiți egal. Adică voi sunteți plătiți mai bine și de ce aș face și eu treaba? A fost o chestie, deci chiar e... Adică să fac și treaba cameramanului, dar eu să fiu plătită mai puțin, să fiu plătită ca reporter. Și chestia asta n-am înțeles-o și am strigat foarte tare, mi-am ieșit din fire, deci mi-am ieșit din fire, aveam un rucsac în mână, l-am trântit jos, pentru că eu sunt o persoană foarte răbdătoare. Deci eu am o răbdare de fier. Chiar am, sunt o fată foarte răbdătoare, foarte înțelegătoare, băi, dar și când îmi sare țandăra, adică eu rabd, dacă văd că întreci măsura și îmi sare țandăra, fac foarte urât, dar foarte urât. Și asta cred că e prima dată când mi-am ieșit așa, când mi-am ieșit la modul serios din fire și am țipat și am repetat și i-am întrebat ce vroiai să fac, să te țin de turul pantalonilor. Chiar nu înțeleg ce vroiai să fac în timpul ăla cât eu am dormit. Adică nu-i ca și cum eu nu mi-am făcut treaba, m-am dus, m-am culcat pe bancheta din spate și eram foarte obosită. Foarte obosită. Simțeam că dacă nu ațipesc câteva minute, leșinam. Deci cădeam jos, mi-era foarte rău. Eu n-am mai spus că mi-era rău, pentru că nu te înțelege nimeni când spui că ți-e rău. Cui îi pasă că ție ți-e rău? Nimănui, vă spun eu. Și uite așa, am plecat eu nervoasă în concediu, nici măcar nu mi s-a zis concediu plăcut. Când a plecat colegul în concediu, eu n-am făcut scandal, i-am spus concediu plăcut, când am plecat eu nu mi s-a zis deloc concediu plăcut. Da. Și așa ne-am certat, ne-am ciondănit. Așa, nu știu dacă mai pun portocală, că deja am destule fructe. O să pun să se blenduiască. Am pus toate fructele deschise la culoare, dar când am pus mure, a preluat culoarea de la mure. Așa. Dar eu așa pățesc mereu. Când plec eu în concediu, oamenii se panichează și... Da, o să pun peanut butter. O să pun așa cam o lingură. Doamne, deci sunt foarte curioasă cum o să iasă. Chiar mai bine de o lingură. Așa, o să pun lapte. Și mai amestecăm o dată. A ieșit incredibil. O să-i pun și mamei un pahar.
Nu știu ce pahar să pun. Uite că am o cană aici. Nu știu dacă ajung. Băi, eu am descoperit recent, acum vreo 10 zile, povestea Danielei Roba. Eu până acum eu nu știu unde a trăit. Neavând televizor, eu nu am văzut povestea ei și ce a pățit ea. Băi, și-am descoperit acum recent. Dacă nu știți, căutați pe net Daniela Roba, să vedeți ce a pățit ea. A fost bătută de soț, desfigurată. I s-au dat peste 20 de ciocane în cap, în timp ce dormea. Și eu am descoperit recent această poveste și am rămas mască. Și am tot căutat informații ca să aflu mai multe. Și m-am uitat la interviul cu ea și cu Mihai... nu știu cum îl cheamă, Mihai și mai... Deci interviurile alea de suflet. Și am rămas profund impresionată. Și eu am stat și am ascultat, chiar am ascultat povestea ei. Am rămas șocată. Nu pot să zic că am plâns, dar am rămas șocată de ce s-a putut întâmpla. Dar uite ce am făcut. Știți ce face untul de arahide? Dacă aveți probleme cu gastrita, și eu am probleme cu gastrita și nu pot mânca fructele ca atare, pentru că declanșează un acid la stomac foarte puternic. Ei, peanut butter-ul anulează acel acid și îl face mult mai light, mult mai lejer, așa și de băut. Da, să torn aici. Foarte bun, mă duc să-i duc cu mama. M-a prins soarele la piscină. De numa și mâine merg iar. Deci am aici smoothie-ul. E genial. Genial. N-am încercat niciodată combinația asta cu unt de arahide. Dar vă spun că e genială. Îi dă așa un gust și o aromă deosebită. Foarte bun. Eu nu știu de ce să mă apuc prima dată. Deci am atâta treabă și în jurul meu e atât de mare dezastru încât nu știu de ce să mă apuc prima dată. Ar trebui să fac curățenie, să dau cu mătura un pic pe jos, să dau cu mopul, să fac baie, să mă epilez. Foarte bun. Da. Trebuie să zic și iubitului meu de combinația asta, că e genială. There when you, I'll be
And ours is a sacred place where we both belong. Faith, a planted tree. Oh, and it's grown its roots under you and me. As long as we both breathe, I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy, but just as sure as the sun will. Tear that falls from your eyes, or you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. Este ora 4 și eu abia acum am făcut patul. Mă întreba mama, dar ce rost mai are că-l faci? Băi, are rost, mental are rost. Ca să fie ordine. Am de strâns aici prin cameră, dar eu deja am obosit, nu mai pot. Mă doare tot corpul, nu știu de... Camera asta e așa de grea. De ieri, de la piscină, eu când stau așa mult la soare, mă doare corpul. Se activează reumatismul. Dacă mi încălzesc oasele, de exemplu, mai ales la încheieturi, mă dor. Smoothie-ul meu e delicios. Mă apuc să strâng pe aici. E ora 5 deja. Dragilor, haideți că nu mă mai filmez mult pe mine, că arăt horror. Trebuie să intru neapărat în baie, să fac baie. Dar am fost rapid până la cumpărături. Eu astăzi am mai fost odată, dar nu am apucat să filmez haul-ul de cumpărături pentru că le-am pus prin frigider și prin dulap și n-am mai apucat. Eu aici ascult interviul cu Dana Roba. Acesta este interviul. Nu știu cât puteți vedea. Stați așa să focalizez. Ăsta este interviul. Căutați-l pe YouTube. Este ceva absolut șocant, nu știu, foarte, o lecție pentru toată lumea. Am luat, să vă arăt ce am cumpărat de la magazin, am luat niște parizer feliat de pui. Deci vă spun, mie așa de poftă mi s-a făcut de parizer, încât am zis că trebuie să iau. Am luat 2 cabanoși, iau puțină carne, numai cât să mănânc eu, mama nu prea mănâncă și nu vreau să se strice, știți, și să am puțină. Am luat o pungă de popcorn, pentru că vreau să servesc un Netflix mai îndată, mai diseară, după ce fac baie. Am luat un peanut butter, pentru că am văzut cât de bun este smoothie-ul cu peanut butter și o să-l pun aici să îl am. Așa, niște iaurt, iaurt de acesta, știți că mie îmi place ăsta de la Cremoso cu ciocolată. Am luat puține chestii, un chips pe mâine la piscină, vreau să-l iau. Am văzut că toți oamenii aveau chips și o sticlă de suc, tot pentru piscină, așa, cu mango și 2 pachetele de stixuri. Neața, dragilor, este duminică astăzi. Eu m-am trezit și m-am pregătit să merg la strand. Vă iau cu mine, dar nu știu cu ce cameră o să filmez. Cred că o să iau GoPro-ul. Chiar dacă nu am suport la el, o să-l țin așa în mână. Măcar să iau câteva cadre, că acum vă dați seama, nu o să pot sta cu camera în mână. Dar puțin așa. Eu sunt aproape gata, mai trebuie să mănânc ceva. Și plec. N-am dormit deloc bine. Am adormit târziu, pe la ora 2. Eu am niște dureri partea stângă, sub sân. Din ce mi-a explicat cardiologul, acolo ar fi vena care are probleme și în momentul în care e obosită, la sfârșit de zi, ea bate foarte aiurea.
Și o simțeam așa, deci simțeam cum îmi pulsează și nu puteam să adorm că simțeam cum îmi pulsează, simțeam un disconfort. Și în cea din urmă, nu știu cum, de ce nu mi-a venit ideea asta mai repede, să dau cu Alegel. Alegel e un antiinflamator, o cremă antiinflamatoare și ajută foarte mult și dă o senzație de răcorire, răcorește zona și ar fi trebuit să o folosesc mai repede. Și cum am dat cu Alegel, cred că în jumătate de oră am și adormit, dar am dat târziu. Asta este. Bun, astăzi o zi de piscină, o zi de apă, de distracție, abia aștept. Rece? Dragilor, n-am apucat să vorbesc astăzi cu voi. Noi am stat toată ziua la strand, am mâncat, ne-am bălăcit, am dormit. A fost zi de relax, am ieșit eu cu iubitul meu. Și acum mergem acasă. O să filmez puțin pe aici, prin jur, să vă arăt cum e strandul de la Ițcani. Foarte frumos. L-au făcut, l-au amenajat, deci astăzi a fost plin de oameni. Mâine este închis luni și de marți până duminică e deschis și e foarte mișto. Intrarea este 20 de lei, foarte ieftin, și stai toată ziua. Mai mănânci ceva? Dar e o zi la strand, e o zi foarte relaxantă. Aici sunt vestiarele și toaletele. Stai un pic să filmezi, gata? Și eu cu pașetă. Da? Și ai luat tot? Da, am venit și pe iubirea ta. Un telefonul dacă l-am, dar cred că este, nu? Era aici, uite. Bine. Portofelul, GoPro-ul la iubi. Hai, stai așa să pun astea. Nu se mai filmează, stai așa un pic, da, eu. Iubi, hai că merg până acolo și așa prin o bandă. La unde? Așa, deci vreau să vă arăt puțin strandul de la Ițcani. Deci acolo sunt vestiarele și băile. Și aici încep, aici sunt terasele. Cu siguranță voi mai veni săptămâna asta, nu este... Este a doua oară când vin și voi mai veni. Aici este barul cu mâncare și băutură. Ăsta este bazinul principal. Cu diferite adâncimi. Aici este bazinul cu apă sărată. Thank you.
Și aici este bazinul pentru copii. Și aici topoganele. Cam asta a fost ziua mea la strand. Mă duc acasă. Vine ploaie și s-ar putea să mă prindă ploaia pe drum, dar sper că nu. Mă duc acasă. Dragilor, i-am ajuns acasă de la piscină. Sunt praf. O să mă pun să dorm și probabil mâine voi începe un nou vlog în care o să fac curățenie pe aici, pentru că e dezastru. Dar vlogul de astăzi se încheie aici. Am stat toată ziua la piscină, a fost foarte frumos. Nu știu cât am reușit eu să filmez de acolo, să vă dați seama, dar sunt bazine pentru toate categoriile de oameni. Și pentru cei care nu știu să înnoate și pentru cei care știu să înnoate. Deci a fost foarte fain. Unul dintre regretele mele este faptul că nu știu să înnot, dar am avut intenția de a învăța, să nu credeți că m-am culcat pe ureche. În Cluj, în facultate, studenții, cel puțin anul nostru de jurnalism, puteau să facă, am avut un an în care am putut face înnot gratuit. Era practic o materie la universitate în care făceai înnot și puteam învăța să înnotăm. Doar că eu am fost de vreo 5 ori și mi s-a făcut foarte rău, pentru că la cursurile de înnot trebuie să îți ții respirația, trebuie să înveți cumva să-ți dozezi respirația și eu reușeam să fac lucrul ăla, dar după aia mi se făcea rău și mă învinețeam de la inimă, pentru că eu am o problemă la inimă și nu pot să înnot, nu am plămâni atât de puternici, nu am inima atât de puternică. Ca să înnoți trebuie să fii sănătos din punctul ăsta de vedere și nu am putut. Am renunțat la acele cursuri de înnot gratuite și asta este. A trecut șansa mea de a învăța să înnot, pe lângă ureche mi-a trecut. Dar tot ne-am bucurat de apă, tot a fost frumos, am stat toată ziua și cu siguranță voi mai merge săptămâna asta care vine, sunt liberă și voi mai merge la strand să stau așa, să mă relaxez și o să vă iau, bineînțeles, și pe voi cu mine. Vlogul de astăzi însă se încheie aici, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, nu uitați de abonare, de like, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!